invitat, am să-i citesc caracterizarea pe care o face cineva, deci cei care urmăreau pe părintele Mihail Mida, îi fac o caracterizare. Mai întâi, Mihail Mida, student la Institutul Teologic din București, de care Nicolae Steinhardt este legat și care acordă meditații în domeniul limbilor străine. O altă informație, deci citesc din cartea Nicu Steinhardt în învățare de securități. Mihail Mida, student în anul al 4 la Institutul de Teologie din București, cu care se cunoaște de la mănăstirea Rohia, având interese comune. În ultima vreme, Steinhardt Nicu Aurel l-a sprijinit pe Mihail Mida în rezolvarea unor traduceri și a lucrării de diplomă, iar acesta la rândul său îi face diverse servicii, între care îl ajută la aranjarea bibliotecii de la mănăstirea Rohia. Era foarte bine informat. Cu ocazia vizitelor pe care Mihail Mida le face la domiciliul celui în cauză, poartă discuții tendențioase la adresa situației din țara noastră. Pe data de 31 ianuarie 1985, la invitația lui Mihail Mida, Steinhardt Nicu Aurel a fost invitat la Institutul Teologic, unde a ținut o expunere în fața studenților pe teme literare. Cu această ocazie, acesta a încercat să acrediteze ideea că tot mai mulți scriitori din țara noastră tratează idei mistico-religioase în lucrările lor, în special spre sfârșitul vieții, exemplificând în acest sens mai mulți scriitori. Menționăm că și susnumitului au fost respinse la publicare astfel de lucrări literare. Și, în sfârșit, părintele Mihail Mida, care apare din nou, că îmbolnăvește tineretul cu idei mistice, în calitate de pedagog și de profesor la Seminarul Teologic din Buzău. Într-adevăr, datorăm mult părintelui Mihail Mida, noi, ca studenți teologi, în anul 1985, părintele Mihail Mida era adus în mijlocul nostru pe Nicolae Steinhardt și fără părintele Mihail, nu l-am fi cunoscut pe Nicolae Steinhardt, n-am fi știut după aceea să căutăm în literatura lui părintele Nicolae de la Rohia. Ne bucurăm că este în mijlocul nostru în această seară și îl invităm.